Ceea ce puțin credeau că este posibil să se întâmple la Giurgiu, chiar s-a întâmplat. Echipa locală de fotbal a adus trofeul de campion a României acasă, ducând numele orașului de pe malul Dunării în casele a milioane de români. Pregătind meciul cu Dinamo de pe 2 mai, echipa lui Șumudică se afla în cantonament la Giurgiu când miracolul s-a produs. Marea rivală Steaua a făcut doar un egal cu Pandurii și Astra s-a trezit deja campioană. Jucătorii lui Șumudică n-au mai avut stare și au ieșit în fața hotelului unde erau cazați, bucurându-se de victorie alături de fani. Ne simțim extraordinar de bine, am venit aici alături de băieți să-i încurajăm. Ați văzut ce s-a întâmplat aici, o fericire imensă la Giurgiu, așteptăm mâine meciul să ne bucurăm mai mult. Ce spune șeful galeriei? Care șeful interzis? Ce să zic, suntem mici, suntem puțini, am venit să-i susținem pe băieți, suntem bucuroși că suntem chiar de în ziua de Paști campioni și sperăm ca pe viitor să avem o echipă și mai mare în campionatul viitor. Încă un fan înfocat, ce părere ai tu, cum te simți? În 24 de ani în care am, este cel mai fericit Paște pe care l-am petrecut și mă bucur că am petrecut împreună cu jucătorii. Ne-am bucurat și mâine să facem o victorie, să câștigăm în fața lui Dinamo ca să fie cu totul, să dovedim că nu a ținut nicio altă echipă cu noi și că am câștigat datorită puterii care o are Șumudică, care o au jucătorii și ne bucurăm că suntem campioni. Sărbătoarea fotbaliștilor giurgiuveni a durat oficial până la 2 noaptea și neoficial până la 6 dimineața. A urmat câteva ore de odihnă și pregătirea pentru partida cu Dinamo de pe Marina Anastasovici, când, indiferent de scor, fotbaliștii astrei urmau să primească trofeul de campioni ai României.